Har, pace și binecuvântare și mai presus de toate fie numele Domnului slăvit de acum și până în veac. Dragii mei, nu știu ce ați citit, ce ați cântat, ce v-ați rugat până acum, dar acum aș vrea să vă citesc un text din Scripturi. M-aș bucura să fiți alături cu Cartea Sfântă. Mulțumim Domnului că le avem în casele noastre. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 4, voi citi începând cu versetul 7, pagina 1201. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Amin. Așa cum probabil ați fost anunțați, așa cum rezultă din citirea acestui text, vom vorbi despre dragoste și am pus ceea ce voi spune sub titlul Învață să iubești. Aceasta pentru că nu vreau doar să povestim despre dragoste. Chiar dacă vom vorbi despre minunata povestie a dragostei lui Dumnezeu materializată în Domnul Iisus Hristos, și aș vrea să fie un cuvânt aplicativ, o lecție pe care să ne însușim fiecare dintre noi. Nu este o lecție facultativă, nu este o aplicație care îi privește doar pe unii, nu este o lucrare ce poate fi lăsată într-un anumit stadiu de evoluție. Dacă e vorba despre dragoste, spunea însăși Domnul Iisus Hristos, Cel prin care s-a descoperit în modul cel mai plenar și binecuvântat dragostea divină, repet, spunea dragostea în privința dragostei în predica de pe munte, în Matei 5, de la versetul 44 astfel, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și până aici se înțelege că intră toți în categoria celor ce pot și trebuie a fi iubiți. Versetul 45, imperativul, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Și se încheie acest capitol cu versetul 48, voi fiți dar desăvârșiți. Nu putem să fim desăvârșiți ca Dumnezeu în înțelepciune, vom cunoaște în parte până va veni Domnul. Este clar, în primul rând, din contextul imediat și din întreg contextul Scripturii, că ni se cere desăvârșire în dragoste. Așadar, haideți să învățăm să iubim. Cu siguranță că dumneavoastră iubiți și nu vă iau din clasa întâi acum. Dar probabil unii trebuie să ajuta să treacă clasa dintre a patra, între a cincea sau dintre a opta, între a noua. Cum scrie Apostolul Pavel Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 9. Când despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem. De ce? Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții.
fac aici o mică paranteză, trăim într-o vreme în care predicatorii pun fel și fel de titluri să fie atrăgătoare, așa ca în reclame. Eu, dacă pun titlul la predică, obișnuiesc să pun titluri biblice. Vă rog, rețineți, ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți. Deci titlul predicii este foarte biblic. Să învățăm să iubim. Citesc în continuare. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea, până la desăvârșire. Bunul Dumnezeu să ne ajute, am spus aceste lucruri în introducere ca să fie un imbold pentru a participa activ cu toată mintea, cu toată inima la această lecție în care vrem să învățăm cum să iubim și apoi să putem să avem parte de har, de binecuvântare în trăirea acestei lecții. Revin la textul care l-am citit. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7. Recitesc. Prea iubiților, observați? Cel mai frumos este să înveți pe alții să iubească atunci când tu iubești. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Și acum voi intra în primul punct. De la cine să învățăm să iubim? Citesc în continuare. Căci dragostea este de la Dumnezeu. De la cine să învățăm? De la Dumnezeu. Ce să învățăm de la Dumnezeu? Versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Și dragostea asta nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, nu el a preluat ideea de la noi, nu ne-am iubit în reciprocitate. Noi învățăm să iubim de la el. A trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Deci nu l-a trimis doar așa să ne aducă un cadou, să ne facă o vizită. L-a trimis pentru sacrificiul suprem. Știți că Domnul se ruga în Ghețiman, Tată, dacă se poate, să evităm aceasta, dar nu voia mea, ci voia ta. Ba mai mult, spune Apostolul Pavel în Roman, la capitolul 8, rămân la această idee de a învăța de la Dumnezeu că am primit de la Dumnezeu împreună cu Domnul Iisus Hristos totul. Citesc Roman 8:32. El, Dumnezeu, n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Rețineți, totul ne este dat. Așa ne-a arătat Domnul iubirea prin această dăruire a unicului său fiu și a moștenirii a tot ceea ce este prin fiul, că toate au fost create prin el și pentru el, cum scrie la Coloseni 1, și când ne l-a dat, ne l-a dat cu întreg pachetul. În el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii lui Dumnezeu. Când ne gândim la Domnul Iisus, avem în vedere jertfa de la cruce, mijlocirea pe care o face la dreapta măririi, a doua venire, locurile care ni le-a pregătit, faptul că s-a legat de noi pentru veșnicie, ni s-a dăruit pentru vecii vecilor. Deci, după, imaginați-vă, după 1100 și un milion de ani, Domnul Iisus ne va aparține în întregime ca și acum ni s-a dat și moșteniri și valori ce vom primi în veacul viitor, toate țin de acest dar al lui Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui de mare.
Știți că împărăteasa din Seba a dus cel mai mare cadou primit vreodată de Solomon. Și împăratul s-a revanșat, puțin spus, i-a dăruit mai mult daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Dumnezeu ne-a dat tot ce avea, ce are și va avea daruri veșnice. Cred că ar trebui mai mult să privim la jertfa Domnului Iisus, la ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și vă rog, gândiți-vă la Scripturi. În Geneza, Dumnezeu a creat scena aceea cu jertfirea lui Isaac, pentru că el ca tată se gândea la ce urma să facă. Tot în Geneza avem scena cu vânzarea lui Iosif și apoi răscumpărarea din foamete. În Exodul avem eliberarea, jertfele, preoția, împărăția și toate la rând. Restaurările care au avut loc, întoarcerea din Babilon, alte haruri și lucrări, toate îl simbolizau pe Domnul Iisus Hristos. Toate izvorau din aceeași binecuvântată inimă de Tatăl lui Dumnezeu, din același angajament binevoitor și desăvârșit în dăruirea al Domnului Iisus Hristos. Așa cum vă citesc și în Efeseni, capitolul 2, unde Apostolul Pavel scrie, citesc de la versetul 1, voi, spunea el, și evident putem spune noi, eram morți în greșeli și în păcatele noastre, duși în firea noastră, amețiți de mersul lumii, versetul 4, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locul de cerește Hristos Iisus. Ascultați-mă bine ce vă spun. Noi nu privim suficient de profund, îndeaproape, la ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Domnul Iisus Hristos. Imaginați-vă un copil murdar și bolnav, cu toate viciile, undeva găsit între viață și moarte, abandonat. Și să te ia cineva și să te facă prinț. Ba, mai apoi să mai comiți câteva abateri și să mai fugi de acasă, să mai faci greșeli, că Domnul Iisus Hristos stă și mijlocește pentru noi, pentru scăpările care apar. Din condiția noastră umană, păcătoasă, și să vă gândiți cât de categoric condamnă Dumnezeu păcatul, pedepsindu-l cu moartea. Noi suntem reformați, recreați și pregătiți pentru slavă ca mireasa Domnului Iisus Hristos. Dacă un băiat și-a luat cea mai prăpădită fată și săracă și lăsă să fie bogat, să le aibă de toate, să o facă prințesă, să poarte cu ea cu toată bunăvoința, așa e cam zice, dar dragă a fost fata asta, cât ține la ea, mă. Așa face Dumnezeu cu noi, a făcut, dar uneori poate ni se pare că ni se cuvine asta și că nu-i chiar un gest atât de nobil. De aceea cina Domnului, dragii mei, singura sărbătoare porocită de Domnul Iisus. Noi putem să ținem vreo zi pentru Domnul pe alte considerente, dar ziua împărtășirii la cină este consacrată tocmai amintirea ceea ce a făcut Dumnezeu de la noi, pentru noi să învățăm din asta. De la El avem ce să învățăm, cum să ne comportăm cu păcătoșii, cum să dăruim, cum să perseverăm în a face bine, în a îngriji de cineva. Și multe lucruri se pot învăța de la dragostea lui Dumnezeu. Hai să
iau numai unul, poate îl țineți minte mai ușor. Ce să învățăm noi de la Dumnezeu? Din gestul acesta măreț al mântuirii. Spune Scriptura în Proverbe 10 cu 12, partea a doua versetului, dragostea acoperă toate greșelile. A, poate va spune cineva, dar dacă nu-s multe, așa întrebăm ca Petru, câte? Cum a zis el, de câte ori? Dar tocmai Petru vine cu o lămurire și scrie în 1 Petru la capitolul 4, versetul 8. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Eu cred că sumedenie e tot ce a acoperit Domnul Iisus Hristos, din dragoste. Și spune atât de clar, nu voi mă aduce aminte. Să învățăm asta de la Dumnezeu. Să dăruim totul pentru cine nu merită nimic. Și, cum spuneam în această unică aplicație, să uităm tot ce a făcut rău cineva, oricât de mult ar fi făcut, chiar dacă a făcut împotriva noastră, că noi împotriva lui Dumnezeu am păcătuit, cum spunea David în Psalmul 51, Doamne, împotriva ta, numai împotriva ta, pentru că numele Domnului a fost hulit. Domnul dăduse porunca să nu prea curvești. Așadar, de la cine să învățăm? De la Dumnezeu. Și v-am spus câte ceva despre faptul că avem ce să învățăm, ne-a dovedit prin jertfa Fiului Său și întreg programul mântuirii. În rai nu o să ne mai amintim nici noi, nici alții Dumnezeu, nici atât de păcatele noastre. O să fim ca niște prinți care dintotdeauna au fost cu Dumnezeu sfinți. Vreau să trec la un al doilea punct. Cum se va dovedi faptul că am învățat să iubim? Sau, altfel spus, pe cine trebuie să iubim? Să învățăm să iubim? Pe cine să iubim? Citesc versetul 8 din text. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Din altă parte, n-ai de unde să înveți. Nu dragoste din aia ca la păcătoși cu reciprocitate, aceea nu-i pentru noi. Avem ceva mai nobil, mai sacru. Scrie apoi aici, versetul 11, prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, e singura, dar suficientă motivație. Trebuie imperativul să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu decât în manifestarea dragostei Lui ca ființă, ca față, nu ne-a văzut nici Moise. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi, asta înseamnă că am învățat și practicăm așa cum a practicat El, și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Observați cum Ioan a înțeles bine predica Domnului de pe munte, că în dragoste trebuie să fim desăvârșiți. Sunt două porunci mari, unice, dar ambele au aceeași esență. Să-L iubim pe Dumnezeu și pe aproapele. Dar Apostolul Pavel așa o rezumă, lăsând dragostea doar sub aspectul celei de-a doua porunci, vă citesc Roman 13, că de fapt aici se vede dacă am înțeles prima poruncă și dacă o trăim, nu că n-ar fi valabilă, nu că ar fi suficient să-ți iubești aproapele doar și pe Dumnezeu, nu. Dar n-ai cum să-L iubești pe aproapele, așa cum cere Dumnezeu, dacă nu înțelegi că El ne-a iubit întâi și că trebuie să-L iubim pentru asta, cum am citit acolo. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Roman 13 cu 8. Să nu datorați nimic nimănui,
decât să vă iubiți unii pe alții. Cine iubește pe alții a împlinit legea. Versetul 10, dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. De ce e suficientă proba aceasta a iubirii aproapelui și fără prima probă a iubirii lui Dumnezeu? Pentru că nu Dumnezeu ne creează nouă probleme și ne este greu să-L iubim, mai cu seamă când ne gândim la ce a făcut pentru noi. Sau, pe de altă parte, ne-am teme să spunem că nu ne este drag Dumnezeu. Dar așa e că uneori se mai întâmplă să auzim pe cineva spunând că nu mi-e drag de cineva. Pentru că dovada că am învățat este iubirea față de aproapele. Aici intră cei din familie, în primul rând, soț, soție, copii, după gradele de rudenie, frățietatea, cum spune la a doua Petru, capitolul 1, de dragostea de frați, dragostea frățească, o expresie consacrată în Scripturi. Dar prin dragostea de frați se poate ajunge la iubirea de oameni. Și asta cred că are de-a face cu oameni din afara spectrului bisericii. Dușmani pot să fie și din casă și din biserică, dar cred că cei mai mulți sunt din afară. Și când iubim pe toți, înseamnă că am învățat să iubim. Dar spune același Ioan în capitolul anterior, de un versetelor citite, 1 Ioan 3, cu versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu, versetul 11, căci vestirea pe care ați văzut de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Versetul 13. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Ascultați-mă bine ce vă spun. Iubirea față de frați e însăși dovada că suntem frați. Pentru că așa scrie aici, că oricine, versetul 10, nu trece neprihănire și nu iubește pe fratele său, facem legătura cu versetele de mai sus, nu e născut din Dumnezeu. Și în capitolul 4, de unde am citit, este aceeași idee. Versetul 7. Oricine iubește este născut din Dumnezeu. Deci acest a învăța să iubim, materializat în iubirea de frați, ne dovedesc aceste versete că nu poate deveni realitate numai dacă noi chiar devenim frați. Și voi aminti îndată ce înseamnă asta să devenim frați. Noi nu devenim frați doar pentru că suntem membri în aceeași biserică. Dacă vine un copil la vecinul să mănânce la ai mei acasă și prieteni cu ei, e frate cu ei? Cum poate să fie cineva frate cu copiii mei? Nu poate să fie decât prin mine ca părinte frate cu copiii mei. Și asta spune Scriptura aici. Versetul 7, partea a doua. Oricine este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu, acela iubește. Pentru că noi nu putem să învățăm să iubim doar din teorie. Aș fi putut în seara asta să vă țin această lecție cel mai eminent, cel mai carismatic predicator. Dacă nu suntem născuți din Dumnezeu, dacă nu vine Duhul lui Dumnezeu peste noi, noi vom ști cum trebuie iubit, dar nu vom putea să iubim pe aproapele. Scrie aici în 13, ulterior celor citite, următor, cunoaștem că rămânem în El și El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Observați? Și revin la capitolul 3, spune versetul 16. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi, despre ce am vorbit la punctul 1.
Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. De la Dumnezeu am învățat să iubim până la moarte. Și numai dacă iubim până la moarte, înseamnă că am învățat să iubim. Și asta, așa cum vă spuneam, e posibil numai dacă noi devenim frați. Atunci vom avea în mod natural iubire față de frați. Așa e că și frații se iubesc între ei. Dar această iubire se va răsfrâni și asupra celor de afară, că Dumnezeu e bun cu toți, e prea bun, spune Scriptura. Citeți mai departe de aici, 3 cu 17. Cine are bogății lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să iubim. Dar, repet, asta nu este o chestiune abstractă, ci este o chestiune ce ține de natura noastră. Când am făcut un studiu pentru căsătorie, una din lecții am intitulat-o Dragostea, o natură, o relație. Dacă nu există natură, relația e numai potrivit naturii. Și două animale pot să se asocieze, așa? Dar ele nu se mai pot manifesta decât potrivit naturii lor. Poate să aibă cineva doi cățeluși și mai cu seamă dacă sunt de la aceeași mamă, vor sta împreună, în mod deosebit când sunt mici. Dar ei se vor manifesta doar cât le permite natura lor de cățeluși. În cazul nostru va fi la fel. Noi învățăm să iubim prin nașterea din nou. De aceea v-am spus că asta se materializează întâi față de frații de credință. Și va fi în mod desăvârșit în împărăția Dumnezeu, acolo nu există decât frați și Dumnezeu Tată la tot. Nașterea din Dumnezeu generează dragoste. Ținta poruncii este dragostea și când vom fi toți în natura Lui, știți că roada Duhului Sfânt este întâi dragoste. Vom iubi. Scrie tot aici, în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Noi vedem, dar Tatăl vede noi dragostea pe care o așteaptă. M-aș bucura ca această lecție să fi fost pentru dumneavoastră doar așa o recapitulare plăcută, în care să vă amintiți de frați, surori, scumpe, de părtășiile frățești, de mese de dragoste binecuvântate, de dragostea care o aveți la nivel de familie. Familia, știți că începe cu declarații de dragoste, care sunt ca niște semnături, cum spune în cântarea cântărilor, pune-mă ca o pecete, dragostea este tare ca moarte. Eu personal cred că Dumnezeu ne-a dat numai cât putem suporta. Vă rog să vă imaginați ce ar fi dacă s-ar manifesta prin noi dragostea care este față de copii, de exemplu, față de toată lumea asta din jur. N-am putea să îngrijim de toți ca de copii. De aceea Dumnezeu a gândit dragostea față de alții doar prin expresia iubirea față de aproapele. Nu trebuie să iubești decât omul care intri în contact. Cu familia este o relație permanentă, cu frățietatea destul de apropiată, apoi avem colegi, vecini, tot o relație frecventă,
Dar s-ar putea să întâlnim și străini. Știți că atunci când a fost vorba de porunca a doua, iubirea aproapelui, Domnul a dat exemplu cu unul căzut de tâlhar și ajutat, dovedit că a fost iubit de un samaritean, un străin. Dumneavoastră sunteți plecați prin alte țări. Aveți ocazia să iubiți pe oameni din alte nații, cu care nu aveți în mod natural, mă refer ca oameni, nicio afinitate. Numai dragostea de Dumnezeu, primită de la Dumnezeu, învățată de la El, vă poate da resursele necesare. Povestea un frate slujitor că avea o problemă destul de neplăcută cu pusese să o facă. Și s-a rugat. Că Domnul așa ne-a învățat pentru dușmani, ca să putem iubi, să putem binecuvânta, să ne rugăm. Și a visat noaptea că i-a sunat telefonul. Vrea vremea aceea telefoane cu fir fixe. S-a dus, a ridicat receptorul și aude la celălalt capăt: aici Iisus. Fratele a fost cuprins în vis de un fior și Domnul îi spune: iubește. Și a simțit, l-am auzit pe fratele povestind, că se umplea inima de dragoste față de acea persoană care era destul de antipat. Și Domnul i-a mai spus odată acest cuvânt: iubește! Și fratele simțea că explodează de dragoste. Și se gândea: Doamne, nu mai spune încă o dată că îmi crapă inima. Abia așteptat să se facă ziua, s-a dus să-l caute pe acel frate. Și dintr-o dată îl iubea, l-a strâns în brațe. Da, dragii mei, noi învățăm să iubim, dar nu putem să învățăm decât în baza nașterii din nou, a naturii dobândite, a prezenței Duhului Dumnezeu în noi. Altfel, și dacă am depune tot efortul să iubim și ne-am purta într-un mod elegant, manierat, am face-o în forță, n-am avea satisfacție, s-ar putea și persoanele pe care noi spunem că le iubim și chiar am încercat să o facem, să nu se simtă într-un mod plăcut în timp ce primesc din partea noastră aceste oferte ale dragostei. Aș vrea, înspre încheierea acestei expuneri, rețineți aceste două idei, n-am vrut să vă dau multe. Noi învățăm să iubim de la Dumnezeu. El este singurul izvor de dragoste adevărată. Și noi dovedim că am învățat prin iubirea față de oameni, în mod special față de cei cu care intrăm în contact, față de aproapele, prin a ne purta într-un mod asemănător cu Domnul Iisus Hristos, cu Tatăl. Dar asta, repet, nu se poate decât prin dobândirea naturii sale, cum spune în a doua Petru acolo, unde ni se cere să iubim cu credința fapta și să ajungem la dragoste, pentru că dragostea e ținta poruncii. Asta nu se poate decât în baza ceea ce vă citesc aici, 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care ne-a dat făgăduințului nespus de mari și scumpe, ca prin să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Observați, versetul 3 scrie de puterea Lui dumnezeiască și apoi de acceptul nostru de a ne face părtași firii dumnezeiești. Numai firea dumnezeiască iubește. Firea omenească iubește numai așa când are chef. Nu ține mult, pentru că omul este egoist. De aceea, când venim la Domnul, trebuie să ne lepădăm de noi înșine
De aceea oamenii din lume sunt iubitori de sine. Și vă rog, rețineți, asistăm la o societate din ce în ce mai fărămițată. Se destructurează și familiile și fiecare e pentru sine. De ce? Lipsește dragostea, cea care leagă oameni. Coloseni 3. Spune Scriptura foarte clară în această privință. Citesc versetul 14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Observați această aură a dragostei. Ea trebuie să devină desăvârșită. Asta va face ca veșnicia să fie plăcută, natura dragostei. Dumnezeu să ne îmbrace cu Duhul Său, să ne umplă de Duhul Său, să ne umplă de dragoste, să putem iubi cu adevărat. Ca să dobândim această natură, să fim foarte aplicativi și să știm exact dacă am dobândit-o și că iubim, vă rog, rețineți și ce spune același Ioan în același epistolă și insistă foarte mult în logica în care a scris această epistolă. În capitolul 3 pune accent pe nașterea din Dumnezeu. În capitolul 4, v-am spus, se explică aceste realități ale dragostei. Și apoi spune el asta în mai multe versete, dar mă opresc în mod deosebit în capitolul 5. Oricine crede că Iisus Hristos este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe cel ce n-a născut, iubește și pe cel născut din el. A prins cu siguranță secretul acesta, că dragostea este transmisă prin această naștere din nou. Cunoaștem că iubim pe copilul lui Dumnezeu, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și, atenție, păzim poruncile Lui. Că dragostea de Dumnezeu stă în poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Dacă vrem, dacă vreți să înțelegeți mai bine dragostea lui Dumnezeu, atunci vă îndemn, hrăniți-vă în fiecare zi din Scripturi. E cartea de dragoste a lui Dumnezeu. Și tot hrănindu-ne din Scripturi, învățăm de fapt cum să iubim. În fond, învățăm cum să ne comportăm, pentru că asta dovedește iubire. Poruncile sfinte nu sunt restricții, nu. Când ni se spune să nu prea curvim, de fapt ce ni se spune? Să ne iubim familia și gata. Unde dragostele nu sunt porunci. Legile sunt pentru cei fără dragoste. Când ni se spune să nu furăm, mai este asta valabil pentru cine iubește? De aceea noi trebuie să privim înăuntru acestor porunci ce vrea să spună Dumnezeu cu asta. Nu să le auzim numai ecoul exterior. Tot ceea ce a poruncit Dumnezeu, tot ceea ce scrie în cartea asta ca învățătură în Biblie și apoi ca practică și ca exemplu, evident, este dat ca noi să putem cultiva dragostea. Pentru că nu se poate produce nașterea din nou fără cuvânt. Noi suntem născuți din cuvânt. Duhul Sfânt a scris acest cuvânt. Minunea asta, pe care întreba Nicodim cum se poate face, se face cu Scriptura în mână și pe genunchi, meditând cum scrie în Psalmul 1, la ce a făcut Dumnezeu, slăvindu-L, cântându-I cum fac cei din cer, exclamând, proclamându-L, și în felul acesta suntem transformați și se derulează în noi această minune a iubirii. Vă doresc, dragii mei, să vă hrăniți în fiecare zi din acest izvor al dragostei.
să vă puteți manifesta dragostea față de toți aceia pe care îi întâlniți. În felul acesta Dumnezeu va fi încântat că fiii lui seamănă. Relațiile noastre vor fi binecuvântate și vom putea cu bucurie să dorim, să așteptăm cu nerăbdare, spune, într-un fel spus cu răbdare, acea împărăție a lui Dumnezeu, unde Dumnezeu va fi totul în toți. Ce înseamnă asta? Că iubirea își va fi spus cuvântul pe deplin. Și aceasta va fi farmecul veșniciei, cum farmecul unei familii, a unei adunări este dragostea, în care putem să fim desăvârșiți. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea îndurare și să ne luptăm cu toată inima pentru aceasta. Pentru că atunci când ne adresăm fraților și surorilor să putem spune cum scrie Ioan, autorul din a cărui epistolă am citit în această seară, prea iubiților, și să fie adevărat asta. Sau cum spune Pavel la Filipeni, capitolul 1, versetul 8. Martorul este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos. Și spune versetul următor, și mă rog ca dragostea voastră să crească, fie ca atât cugetul nostru, cât și Dumnezeu, cei doi martori de încredere, să poată să adeverească dragostea noastră și fie ca învățând să iubim de la Dumnezeu, să fim cu El și să ne dea harul să ne manifestăm ceea ce am învățat în toată veșnicia viitoare. Doamne, ajută tuturora. Amin.